dreptate să știți că nu-s eu ăla care... Madame Ivu și cu bordură sunt ăia care... Ce s-a întâmplat, domnule Ivu? Nu-s eu, nu-s eu, n-am spus eu. Domnule Ivu! Nici nu știu ce tot spui acolo, domnule Ivu, dar eu țin să-ți răsplătesc numeroasele servicii pe care mi le-ai adus ca capitan de dragoni și de aceea te fac astăzi conte de Saint-Domingue! Sire Venceslav, nu știu cum să vă mulțumesc! Nu mulțumi, domnule Ivu, nu mulțumi! Și să vii mâine dimineață la Marea Paradă! Am să viu, dar fiți bun, rogu-vă, și primiți, uite, trișca asta mititică. Da, ce să fac eu, regele, cu o trișcă? Nici nu știu să cânt. Am să o dau ficiorului meu, Blegoslav. Blegoslav! Blegoslav, uite ce stă tăticul ție. Mulțumesc, tăticule. Tocmai e domnul Biu ăsta. Stai că-i arăt eu. Auzi, trișcă, nătăflețu, să-i pun o piedică. Și acum să spăl eu putina. Mea verde, mi-am rupat și mi-am durtit pe bumbăreață. Domnule Iubiu, te-ai fost lovit? Sigur că m-am fost și am să crăp cu siguranță, dar ce o să se întâmple cu Madame Iubiu? Îngrijine vom noi de întreținere-ai. Rege Venceslav, sunteți mai mult decât foarte cum se cade. Da! Da, rege Venceslav, dar tot ai să fii masacrat. De mine și de slujitorii mei, chiar azi, la paradă. E regina mea! Hai, tăticule! Printe Blagoslav, taci! Azi dimineața ai fost nespus de impertinent cu domnul Ibiu, cavalerat ordinelor mele și conte de Saint-Domir! I-ai pus piedică și asta nu o să ți-o ierte niciodată! De care ți interzic să apar la paradă! Tată, și sire, mă supun! Totuși, arteță, sunteți decis a vă duce la această paradă! Și de ce nu, doamnă? Dar vă repet! L-am văzut în vis pe iubirea asta cum mă lovea cu buzduganul și vă zbârlea în pistula! Iar de vila, cum e cea care figurează în armoarele Poloniei, îi plasa coroana pe crește! Cui? Lui Dom Ibiu! Cui? Ce nebunie!